frații mei au făcut fotbal și tot a văzut că mă jucam prin curte cu mingea și a zis, hai să încerci și tu. Și m-a luat cu ei pe teren și a văzut că îmi place. O perioadă n-am mai făcut, adică asta a fost la 5 ani. Și acum 3 ani jumate s-a format o echipă de fete la noi acolo în comună. Și a văzut că îmi place antrenorul și s-a ținut de treabă și am ajuns aici. Fundaș central sau fundaș dreapta? Viteza și forța. Tehnica. Și puțin îndemânare. Rapid. Teo Meluță, Laura Rus, sunt jucătoare foarte bune, cu tehnică. Am făcut poză cu ele, m-am întâlnit, am vorbit cu ele. Mi se par niște persoane foarte bune și calde. Când am jucat pentru Dream Team la turneul final, când am bătut Poli Timișoara și am ieșit pe locul de pe țară. Ăla a fost un moment foarte unic. Când m-am accidentat la meciul cu juniorul, când am făcut ruptura. Am vrut să protejez mingea și am vrut să protejez să iasă în audă poartă și atunci a intrat cu genunchiul fix în spate, la mușchi. Și am vrut să mă sprijin și m-am întins. Familia, prietenii, antrenorii, echipa, cam toată lumea. Tati. E un fan înfocat. Vine la fiecare meci, mă susține.